Temperaturile au coborât cu mult sub 0 grade, iar localnicii din nordul Marii Britanii s-au trezit peste noapte cu zăpadă și îngheț la sol. Multe zone din nordul Angliei și Scoția au fost acoperite de zăpadă, fenomen rar pentru această regiune. We've never seen in sort of 60 years snow like this. There has been really deep snow in the past, apparently in the 60s according to my dad who's 82. But yeah, this is unprecedented. Din cauza ninsorilor abundente, șoferii au fost nevoiți să se adăpostească peste noapte sau au rămas în mașinile lor până când au intervenit autoritățile să-i ajute. Mii de case au rămas fără curent electric. Everybody giving everybody else a hand, pushing, pulling tow ropes. I mean, I was going down inclines at 1 mile an hour and it was just like being on a sledge. Zăpada a trecut de 10 cm în multe locuri, iar frigul a făcut dificilă dezăpezirea șoselelor. I managed to get my wood burner on. Yes. We've got wood burners in the house, because the heating doesn't work apart from that. But that means there's a bit of warmth and I can boil water for people. We just get used to the fact that it might take a few days. Three, one.